Epistola lui Iacov, capitolul 1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți la o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsele nimic. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea socială de-a Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustare și ea îi va fi dată, dar socială cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încolo, încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, că ce este un om nehotărât și nesatornic în căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul din potrivă să se laude cu smerirea lui, căci va trece cu floarea, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și în frumusețea înfățișării ei piere, așa se va veșteji bogatul în umbrele lui. Fericele cel ce rabdă ispita, că după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a păcăluit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de popta lui însuși și momit. Apoi popta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată păptuit aduce moartea. Nu vă înșelați pe iubiții mei, frați! Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sărit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească dintr-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată de cum era. Dar cine își va arunci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător îi duc și ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își împrânează limba, ci își înșeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor, să ne păzim neîntinați de lume.